Deci tu cam la Calatis Mangalia dădeai goluri cam câte am dat eu pe la Bistrița. Țin minte că mă povestește rus. După meci mă duceam cameră și ne uitam la televizor cu soția în pat. Și era Neptun TV. Și da. Meci în reluare. Și țin minte, era domnul primar și cu viceprimarul erau în tribună și se filma să acolo. Da. Fiind stadionul ce mic, vorbeau? Stadionul mic, filmat deasupra lor. Și nu mai țin minte dacă trebuia 8-a etapă sau ce. Făceau pariu, postică de dă gol să pună oraș și ce, nu știu, hai merge postică de și merge. Și m-am bunit în cameră cu soția, zic, nu se poate așa ceva. Ăștia fac pariu că nu dau gol, deci aveau încredere în tine și conducătorii. Unul da, unul nu, că era... Da, păi să fie pariu. Da, bine. Uite, în minutul 85 și-a dat seama antrenorul că e momentul să te schimbe. Asta a fost... Cu Iașu. Da, uite, minut... Iașu a bătut Calatis cu 2-0. Da. Emilian Șerbănică l-a avut antrenorul, da. Tot un descoperitor de talente, nu? Da, acum e observator acum. Chiar l-am avut, mi se pare, la meciul cu Sepsi l-am avut observator. Da. Ai avut perioade, Cristi, când ai fost împrumutat la Divizia B, după ce ai ajuns un nume important și aveai realizări... nivel personal ca fotbalist, ai avut o perioadă în care nu ți-ai găsit echipă. Cum? Nu, n-am avut o perioadă. Am avut o perioadă când a fost procesul. Din cauza procesului ai stat, câte luni ai stat atunci? Ai stat vreo 4-5? Nu, mai mult, 6 luni. 6 luni. Jumătate sezon competițional, da. Nu? Din cauza procesului, pentru că am spus avocații că nu e bine să te duci acum să joci, pentru că tot se va întâmpla, se va răsânge asupra ta. Nu putem să câștigăm procesul pentru că da, trebuia să stai practic și zicea, domne, ți-ai găsit loc de muncă, nu mai, de ce mai mergi mai departe? A fost exact pe perioada, că m-am întors la Rapid până în perioada. Vorbim de 2014, nu? 2014-2015, chiar m-am dorit să vin mai devreme. Discutasem să vin, să ajutăm Rapidul de mai devreme, dar nu s-a putut. Am stat, am venit la meciuri. Da. Când spun lider de echipă, mă refer nu doar la faptul că pe teren, ești cel care dirigează, ești capitanul. Și comportamentul tău. Eu știu, de exemplu, cât stăteai de vorbă, de câte ori și cât de mult timp, că odată mi-a întârziat și la conferință, cu Rare și Lie. Dau un exemplu. Ce lucruri îi spuneai? Nimic, încercam să-l ajut. Păi, eu am l-ai ajutat dovadă că... L-am ajutat și aș ajuta pe toți, aș ajuta orice fotbalist, pentru că eu am trecut până astea și sunt la început. Și... Au mai zis mulți fotbaliști, dacă aveam mintea asta care am acum la... Toți zic când ajung la 30-30 de ani, dacă aveam mintea asta care am acum sau la 20 de ani, păi ajungeam, păi n-ai cum să o ai, că e ciclu vieții. Asta e ciclu vieții, e dat de Dumnezeu, e scris de Dumnezeu, bă, tu ești așa, 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 așa. Și încerc să-i ajut cu ceea ce poți. Și mie îmi plac foarte mult tinerii, pentru că noi trebuie să ne bazăm foarte mult și pe tineri. Fotbalul românesc o să crească prin tineri, că la un moment dat trecem toți. Nu trebuie să vină aia tineri. Trebuie să-i ajute cineva? Ești genul ăla de lider, de capitan care le acorzi o atenție sporită celor tineri? Care, indiferent că vin de la echipa a doua... Le acord o atenție sporită tuturor. Dar, de obicei, cum era pe vremuri și ții foarte minte... Dă spăla ghetele, că era mingile, eram înjurați de toți... Acum nu mai e așa. Nu o să mai vezi că se spală ghete, că ajung să care mingi. E altă generație. Dar trebuie să-i ajuți. Tu ai avut un model după care te-ai ghidat când erai puști? Am avut mulți în echipă care m-am ghidat. Sau un jucător care te proteja și te învăța lucruri? Eram copil, țin minte, și mă scotea la masă Liviu Ciobotariu și cu Marin Dună. Mă duceau la masă la Progresul. La Progresul în spate acolo. La stadion, la restaurantul stadion în spate acolo. Da, în intersecție. Și eram copil, nu aveam nicio treabă cu ei. Mă duceam la antrenamente, în sfârșit. După aia Didi Prodan, am ajuns la seniori. Sabin, am avut o relație bună și, indiferent de ce vorbea lumea despre ce ne-a ajutat Caramarin. Erau foarte mulți care, nu știu, dacă stau acum să-i spun, să-i numără pe toți, dar ajutau tinerii. Ai trecut prin perioada aia, că ai amintit un pic mai devreme, când mergeai pe la Divizia B, chiar și la Divizia A la seniori și erai un fel de copil de trupă, de le făceai pe toate. Vreunul să ia, bă, spală ghetele, treci, bă, copile și caramingile... Nu, la Progresul, când am făcut național, când am fost, căram mingi, am cărat tot, căram echipament, eram ajutai eu, magazinerul, Cristu Chiacu, normal că îi ajutam, copiii, cine să ajute? Da. Sunt doi oameni la magazie, n-au 20 de mâini,
e care o geantă, nu scade rangul. Când o să ajungi tu la 30 ceva, dar nu o să care altul. O să care altul, da, 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 da. E normal, e... Cum îl ajuns pe ăla, așa te ajută. Îți pune echipamentul frumos, ai acolo ce trebuie, ai nevoie de o pregătire, s-a dus, a fugit, ai nevoie de un tricou,